Timp de 3 zile, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara găzduiește un atelier practic de laparoscopie dedicat defectelor de perete abdominal, la care participă reputați medici chirurgi din mai multe județe ale țării. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Română pentru Chirurgie Endoscopică și Clubul Român de Hernie, cu scopul de a oferi suport echipelor din țară care doresc să introducă sau să dezvolte tehnici chirurgicale minim-invazive. Dorința de perfecționare o au toate echipele medicale, nu doar de pe secția de chirurgie, secție care a dezvoltat și a pus în practică atelierul de laparoscopie. Țin să-i mulțumesc profesorului Dan Ulmeanu, care este președintele ARCE și unul dintre cei mai buni chirurgi români în acest moment, pentru că ne-a ales ca parteneri. La modul practic, lucrurile se desfășoară în felul următor. Sunt echipe operatorii din spitalul nostru și din alte spitale renumite din țară, care intră în sălile de operații cu pacienți la noi, în sălile noastre de operații, iar operația în sine este transmisă video și cu sistem de sonorizare în anfiteatrul spitalului nostru, unde asistă 70 de medici, chirurgi, medici specialiști, medici primari, rezidenți, studenți la medicină, care învață în mod real, învață în timp real. Am stat lângă cei care asistau la operațiile din săli, iar ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult a fost interacțiunea dintre echipele operatorii care erau în sălile de operații și cei care asistau în anfiteatrul spitalului. Se puneau întrebări și se primeau clarificări de la cei care operau în timp real, de ce faci o anumită manevră, de ce o faci atunci, de ce o faci acolo. Lucruri foarte, foarte importante pentru cei care vor să implementeze sau să dezvolte tehnicile medicale minim-invazive. Noi avem evenimente continuu pe diferite specialități pentru a perfecționa cadrele medicale, dar atelierul despre care vorbim este la un nivel foarte înalt, așa cum vă spuneam, este sub egida ARCE, cu participarea președintelui ARCE, a chirurgului Dan Ulmeanu, un medic de la care orice chirurg din țara asta are ce să învețe. Atelierul practic de laparoscopie se va încheia mâine, 14 septembrie.